Familia marelui artist, trecut în neființă, Nicu Covaci, a decis să îl înmormânteze în secret pe liderul trupei Phoenix. La ceremonia de înmormântare au fost doar membrii familiei și colegii de trupă ai artistului. Fanii și cei care l-au iubit i-au putut aduce un ultim omagiu, cât corpul neînsuflețit al artistului a fost depus la Filarmonica Banatului din Timișoara. De îndată ce sicriul a fost ridicat de la Filarmonică, acesta a fost dus în mare secret la Cimitirul Eroilor din Timișoara, unde, după porțile ferecate, s-a oficializat slujba de înmormântare. Subprefectul de Timiș, Ovidiu Drăgănescu, cataloghează această decizie a familiei ca fiind o greșeală. De aceeași părere sunt și mulți fani care au venit din toate colțurile țării pentru a-i aduce un ultim omagiu și care și-ar fi dorit să îl aplaude pentru ultima oară pe artistul Nicu Covaci. Înmormântarea lui Nicu Covaci în secret, cu ușile cimitirului ferecate cu lacăte, este o greșeală a celor care au luat această decizie, oricine ar fi ei. Nu dezvolt, dar omul legenda al Timișoarei merita ceva memorabil, iar azi Phoenix și fără Nicu Covaci nu mai există. Părerea mea, transmite Ovidiu Drăgănescu, subprefectul județului Timiș. Deși Nicu Covaci și-ar fi dorit să fie incinerat, familia a decis să îl înmormânteze creștinește.